Hei, salut! Pe canalul nostru de Discord dau teme fiecare săptămână. Uite tema pe care am dat-o săptămâna trecută și hai să facem și rezolvarea ei. Prima dată vom face rezolvarea temei pentru IP versiunea 4, pentru că le-am dat și varianta de a face pentru IP versiunea 6. Așadar, trebuie să facem această rețea fizică, formată din 3 calculatoare, switch, router, switch și server. Mai departe, să alocăm noi IP-uri, după bunul nostru plac, să configurăm IP-uri pe interfețe, să configurăm rute statice, iar în modul simulation să filtrăm după mesajele ARP și ICMP. Atunci când dăm ping, de la PC la PC în aceeași rețea și mai departe de la PC la server. Ok? Bineînțeles că va trebui să facem și o captură de ecran sau ceva de genul acesta pentru a demonstra și pentru a arăta că am înțeles care sunt acele lucruri importante care se întâmplă. Avem în spațiu de lucru cerința de a adăuga 3 PC-uri care vor fi conectate prin intermediul unui switch în rețeaua locală și dacă nu mă înșel mai erau încă 2 switch-uri până la urmă și până la capăt. Mai avem nevoie de la end devices să adăugăm un server, iar de la network devices routers să adăugăm 3 rutere. Ce rutere să folosim? Hai să luăm aceste rutere 1941, 1, 2 și cred că erau 3 rutere. Mai departe, cu automatic leeches connection type, conectăm router 0 cu switch, router 2 cu switch. Asta pentru că vreau să-mi apară neapărat gigabit 0 pe 0 aici, la fel aici, în rețelele, să zicem așa, de tip stub network, adică rețelele care nu se mai continuă mai departe cu nicio rețea. Iar dacă nu vă apare notația asta gigabit 0 pe 0 aici sau aceasta fază 0 pe 1, vă duceți la Options, Preferences, Always Show Port Labels in Logical Workspace. Iar dacă nici așa nu vă apar notațiile acestea, înseamnă că ați ales cablu greșit. Apăsați pe Delete, ștergeți cablu și, părerea mea, folosiți automatic leeches connection type. În continuare, eu așa voi face, voi conecta cu automatic leeches connection type end device-urile la switch, routerele între ele, routerul acest switch intermediar și am vrut să am și un switch aici intermediar pentru a vedea că și în această rețea și pentru a pune în evidență că și în această rețea switch-ul acesta va face forwardare de pe o interfață pe alta folosind MAC adresul dispozitivului destinației. Aș putea să fac un lucru interesant și anume să încercuiesc sau să delimitez cumva rețelele între ele. Ok? Routerul segmentează rețelele, switch-ul extinde sau formează o rețea locală. În aceste rețele diferite voi avea nevoie de IP-uri diferite, să zicem 1.0.0.0/8, asta înseamnă să am 255.0.0.0, rețeaua 2.0.0.0/8, rețeaua 3.0.0.0/8, rețeaua 4.0.0.0/8 și IP-uri pentru hosturi. Punct 1 la router, punct 2 la calculator, punct 3 la următorul, punct 4. Primul IP din subrețeaua aceasta cu 2.2.0.0.1, 2.0.0.2, acesta va fi 3.0.0.1, acesta 3.0.0.2, 4.0.0.1 și într-un final 4.0.0.2. Destul de rapid a mers în cazul meu, eu știu cerințele pe de roz, voi va trebui să vă uitați din când în când pe aceste cerințe. Așadar, am făcut rețeaua fizică, am alocat IP-uri pe schema logică, acum trebuie să mă apuc să configurez IP-uri pe toate interfețele, la PC-uri, la rutere, la switch-uri. Hai să facem acest lucru și abia după aceea să configurăm rute statice astfel încât să meargă pingul dintr-o parte în alta. IP la PC 1, 1.0.0.2, 255.0.0.0, 1.0.0.1. Nu ne interesează servicii, DNS server și așa mai departe, dacă ne-ar interesa le-am configurat. 1.0.0.3, 255.0.0.0, 1.0.0.1. La default gateway. De ce 1.0.0.1 este IP-ul din rețeaua noastră care este pus pe interfața routerului, a gateway-ului. Hai să configurăm și serverul, dacă toți suntem la end device-uri.
4002, 25500 și 4001, care este IP-ul routerului, interfeței routerului, din aceeași rețea din care face parte și serverul. Vedeți că IP-ul este de aceeași formă cu cel al gateway-ului. Pe router ne apucăm și dăm comenzi, este primul router și încercați să faceți fix ce vi se cere, și anume să configurați IP-uri pe interfețe și fără rute statice. De ce? Pentru că puteți să faceți verificări intermediare și să vedeți că într-adevăr nu vă merge pingul de la un capăt la altul. Mai departe urmăm să punem și rute statice. Interfață G0P0, IP adres 1001.255.000. Nu uităm să deschidem interfața. Interfață G0P1, IP adres 2001.255.000, no shutdown. Tot timpul există cineva la laboratoare care mă întreabă dacă IP-uri așa frumoase cum aleg eu în sala de curs vor avea și în realitate. Răspunsul este nu. Noi aici folosim aceste IP-uri pentru a învăța și pentru a nu ne potigni sau pentru a ne potigni în greșeli de tip typos, în care trebuie pur și simplu să fim extrem, extrem de atenți la toate cifrele pe care le punem acolo în interiorul unui IP. Deci, încercăm să scoatem un element de dificultate care în general apare în real life, aveți grijă. Interfață gigabit 0.0, IP adres 2002.255.000 și no shutdown. Bineînțeles că voi veți face mai încet configurațiile acestea, dar făcându-le o dată, de două ori, de trei ori, și vă recomand să faceți acest laborator o dată după ce vă iese a doua oră și a treia oră, și veți vedea cât de repede veți învăța să dați aceste comenzi. Și trecând la următorul laborator, vă va fi mult, mult, mult mai ușor. Interfață gigabit 0P1, IP adres 3001.255.000 și no shutdown. Mai departe, routerul 2, CLI, now, enable, configure terminal, hostname, urmare 2, interfață gigabit 0P0, IP adres 3001.255.000, no shutdown, interfață gigabit 0P1, IP adres 4001.255.000, no shutdown. Bineînțeles că ar fi foarte frumos dacă aș face și verificări, și vouă o să vă indic să faceți aceste verificări de fiecare dată și la fiecare router, de fiecare dată când faceți configurații. Show IP Interface Brief, verificați. Verificați tot timpul pentru că nu strică. Ba mai mult, este o foarte bună practică să faceți aceste verificări. Aș putea deja să mă duc în modul simulation, show all slash none, edit visible events, ARP și ICMP, ce am zis în temă, și să vedem până unde merge rețeaua noastră. Sunt pe PC1, în command prompt. Aș putea să dau un ping în rețeaua locală la 1.0.0.4, să vedem ce se întâmplă. Și o să vedeți aici ceva interesant. I-am dat minimize acelei ferestre, încercați să nu închideți. Vedeți că sunt mesaje ARP și ICMP. Sunt două mesaje care se generează. Pentru ce sunt aceste două mesaje? Păi, hai să fim curioși și să dăm prima dată click pe plicul acesta cu ICMP. Așa, bun. Vedeți că mesajul ICMP se face la layer 3, de la sursă la destinație, se știu IP-urile sursă și destinație, însă se știe faptul că destinatarul este în același subnet și că next hop-ul, adică adresa de layer 2 cum ar veni, este setată la acest IP adres destinație. Mai departe, se caută în tabela ARP, de next hop IP adres, the ARP process looks it up in the ARP table, the next hop IP address is not in the ARP table. The ARP process tries to send an ARP request for the IP address and buffers this packet. Așadar, pachetul acesta ICMP stă în buffer cât timp se află MAC adresul sau se încearcă aflarea MAC adresului lui 1.0.0.4. De ce? Pentru că s-a luat decizia că este în aceeași rețea locală și, nu? Evident, se caută MAC adresul lui. Hai să vedem. Mesajul ARP. Vedeți? Acela este un print screen pe care îl puteți face. Acesta este următorul print screen cu ARP request-ul.
Our request to the R process constructs a request for the target IP address the device encapsulates the PDU into an Ethernet frame. Și dacă vă duceți aici la outbound PDU details, este foarte interesant să vedeți cum că se știe target IP, dar nu se știe target MAC. Se indică source MAC, source IP și singurul lucru dintre astea patru este target MAC care nu se știe și se vrea a fi aflat. De ce? Păi pentru a se construi acest mesaj ICMP și următoarele. Hai să vedem, mesajul se duce în principiu în toată rețeaua. Dacă ne uităm la mesajul acesta ARP, ar trebui să vedem că este la broadcast, la FFFF. Da? Faceți print screen și încercuiți acest FFFF, pentru că este foarte important să înțelegem, să rămână acolo undeva, în arhiva noastră personală, cum că mesajul ARP este de broadcast de layer 2. Mesajul ajunge peste tot în rețea, întrebarea vine, who is 1004? PC0 zice, nu sunt eu, routerul zice, nu sunt eu, PC2 zice, da, sunt eu și dă răspuns. The destination MAC address matches the receiving port's address, the broadcast address sau the multicast. Ok, este broadcast address. Este un ARP request. The ARP request target IP address matches the receiving port's IP address. Adică da, uite, a ajuns întrebarea la cine ar putea să-i dea răspuns. The ARP process updates the ARP table with the receiving information. În principiu, uite, pe lângă faptul că va răspunde la această întrebare, el însuși își va updata tabela lui ARP și va pune în tabela ARP IP-ul corespundent MAC adresului PC-ului 1. Și răspunde mai departe. The ARP process replies to the request with the receiving port MAC address. The device encapsulates the PDU into an Ethernet frame. Foarte bun. Mergem mai departe. Dăm capture forward și de data aceasta, uite, n-am insistat foarte mult, dar de data aceasta, hai să-i dau back, i-am dat back, da? De data aceasta, mesajul este de unicast, ia uitați-vă, de la un MAC adres la un altul, care au o formă cât se poate de, hai să zicem așa, aleatorie. Nu sunt FFFFF sau 3333 ceva ceva, deci nici de multicast, nici de broadcast nu sunt. E clar că ăsta are o formă a unui IP de unicast, adică al unui device din rețea. Cert este că dacă se întâmplă acest lucru, ia să vedem, și switch-ul va face o forwardare doar către destinatar și nu către toți din rețeaua locală. The frame source MAC address does not exist in the MAC table of the switch. Bun, uite, asta ce-mi zice? Că switch-ul are o tabelă MAC. Din toate lucrurile astea învăț. Dacă vreți, faceți un print screen inclusiv la chestia asta, subliniați-o, puneți-o undeva, printați-o și adăugați într-o arhivă, într-un caietel al vostru în care vă în care vă puneți pentru început toate lucrurile notabile de pe la CCNA 1. Uite, așa funcționează rețelele. Asta este CCNA 1 aplicat, efectiv aplicat, explicat, înțeles. Așa, mai departe, the outgoing port is an access port, the switch sends the frame out that port. În principiu n-am mai citit această informație de aici. Switch looks in its MAC address table for the destination MAC address, adică switch-ul se uită într-o tabelă cu MAC adresuri asociate porturilor, aceasta este tabela MAC sau tabela switch-ului, și vede destinatarul acolo și face forwardare controlată, numai și numai, către PC1. Ia să vedem. Vedeți? Nu către toată lumea. De ce? Păi da, nu este necesar ca acest mesaj să ajungă și la PC0 și la router și așa mai departe. Mai devreme, când era ARP-ul acela request, era mesaj de broadcast de layer 2 și ajungea în toată rețeaua. Da? Pentru ca să-i dea șanse maxime requestului să ajungă la cel care poate să dea răspuns. Ei bine, uite, deja putem să facem prima parte a temei, adică toate capturile noastre de ecran, pentru cazul în care un PC comunică cu un altul în rețea. Tema efectivă era să dăm ping de la PC0, dacă nu mă înșel. Nu, era pur și simplu să dăm ping de la un PC la altul în rețeaua aceasta din stânga, să facem captură de ecran relevantă pentru toate operațiile importante la layer 2 și 3. Păi astea sunt importante la layer 2, cele de până acum. Hai să vedem și la layer 3. Pleacă pachetul ICMP, este foarte important, ia să vedem unde este pachetul nostru ICMP. Asta este, da? Și ați văzut cum era el construit inițial, pentru că i-am dat click prima dată. Hai să vedem cum apare la destinație.
apare cu 1003-1004, sursă-destinație. Sursa și destinația în cadrul reply-ului se inversează, atât la layer 3 cât și la layer 2. Și ia uitați-vă, aceleași IP sursă, IP destinație sunt inversate, dar și MAC adresurile sursă și destinație rămân aceleași, numai că sunt inversate sursa cu destinația. Ce este denotat aici, și ăsta este un alt print screen care trebuie făcut, faptul că atunci când se comunică într-o rețea locală, atât sursa cât și destinația la layer 2 și 3 rămân aceleași pe tot parcursul conversației între cele două. De ce? Pentru că sunt în aceeași rețea atât de layer 2 cât și de layer 3. Pe când, în momentul în care vom comunica dintr-o rețea în alta, hai să mă mut pe real-time, când voi comunica dintr-o rețea în alta de la PC1 la server, anticipez cumva, ar trebui să mă gândesc deja, că IP sursă, IP destinație, 1.0.0.3 și 4.0.0.2 rămân aceleași pe tot parcursul acesta, la router 0, la router 1, la router 2 și așa mai departe, pe când MAC adresurile în header-ul de layer 2 se vor modifica de fiecare dată când frame-ul ajunge la router, este decapsulat, forwardat la layer 3 de pe o interfață pe alta, reîncapsulat și trimis mai departe pe rețeaua următoare către următorul router. Și are logică pentru că între acelea două voi avea alte dispozitive de layer 2 care trebuie să se identifice pe ele ca sursă destinație. Hai să facem și treaba asta și vă voi arăta exact în modul simulation cum se modifică acele MAC adresuri când se face trecerea de la o rețea la alta. Am spus că nu avem încă rute, avem doar IP-uri pe interfețe. Practic, în momentul acesta, dacă... Hai tot în modul simulation să mă duc. Dacă mă duc pe PC1 și dau un ping la 400, dau un ping la 4002, ok, să trecem peste mesajul acela ARP. Așa, mă interesează ICMP-ul. Imediat. Mesajul ICMP ajunge la router, dar vedeți că îi se pune un X. Hai să vedem de ce îi se pune un X. The device looks up the destination IP address in the CHEF table. Asta este tabela de rutare, Cisco Express Forwarding se numește. Pentru noi la CCNA1 CHEF egal tabela de rutare sau routing table. The CHEF table does not have an entry for the destination IP address. The device looks up the destination IP address in the routing table. Da? Deci, vedeți? Trebuie să fac neapărat într-un fel ca routerele mele să aibă rută către rețeaua, către diversele rețele. Hai să zicem așa, către toate rețelele. Mergem pe router 0. Hai să vedem ce are el, ce știe el în momentul de față. Show IP route. Păi el are două rețele direct conectate și încă două IP-uri locale. Dar mă interesează de fapt astea două rețele direct conectate, 1 și 2. Eu trebuie să-i mai indic rută către 3 și către 4. Care este sintaxa? Ne ducem în Configure Terminal, IP route, către rețelele 3, 255.0.0.0, IP-ul rețelei însoțit de subnet mask îmi zice rețea. Dacă era 3.0.0.5, acela putea să fie folosit de sine stătător ca IP de unică asta al unui host. Dacă, în schimb, repet, mă refer la o rețea, trebuie neapărat să am IP și subnet mask. Că subnet mask îmi zice ce bits sunt fixi, adică ăștia, din acest octet, ce bits sunt variabili, adică din ultimii 3 octeți. Vedeți? Cu zerourile acele. O să facem un seminar separat și de calcul IP. Nu vă fie frică, o să ajungem și acolo. Bun. Next hop IP address va fi 2002. Este next hop IP address. Următorul IP încă la către destinație. Dar atenție, mare atenție. Acel IP pe care eu îl indic aici ca next hop trebuie deja să fie reachable în tabela de rutare. Și da, 2002 face parte din rețeaua asta aici care este direct conectată și vedem că o avem în tabela de rutare. Deci întrunește criteriile noastre. Tot prin 2002 trebuie să rutezi și IP-urile din rețeaua 4. Da? Așadar, IP route către 4.0.0.0 cu 255.0.0.0 via 2.0.0.2. Și în momentul acesta, Ctrl Z, Show IP route, am convergență pe routerul 0 în tabela de rutare, adică routerul 0 știe toate rutele din toată rețeaua și poate să facă decizii de rutare corecte, informate și așa mai departe. Pe routerul 1 are direct conectate rețelele 2 și 3, cum vedeți.
trebuie să introduc rută către rețeaua 1 și către rețeaua 4. Îi dau un show IP route prima dată să-mi confirm ceea ce am gândit. Show IP route. Direct conectate 2 și 3. Și trebuie să introduc către 1 și 4. Configure terminal, IP route. Către 1.0.0.0 cu 2.5.5.0.0. Da, am uitat să dau next hop IP address. De la router 1 către rețeaua 1 prin 2.0.0.1. Este următorul IP în calea către acea rețea, 2.0.0.1. Și către rețeaua 4, IP route, către 4.0.0.0 cu 2.5.5.0.0. Vedeți, subnet mask-urile mele, numerele mele astea ale IP-urilor pe care eu le-am ales, nu îmi introduc un grad suplimentar de dificultate. N-aș fi avut nevoie de acel grad suplimentar de dificultate. Este suficient de dificil să fac aceste rute statice pentru mine la CCNA 1.2, hai să zicem. Da? Next hop IP address de la router 1 către rețeaua 4.3.0.0.2. Verificăm cu show IP route. Static către 1, static către 4, via 2.0.0.1 către 1, da, și via 3.0.0.2 către 4, direct conectate 2 și 3, și routerul 1 are tot ce îi trebuie pentru a face rutare. Router 2. Router 2 are și el rețelele 3 și 4, dacă nu mă înșel. De fapt, uite-le aici, că rețelele 3 și 4 direct conectate pe interfețe. Show IP route, da, și trebuie să introduc către 1 și către 2. Configure terminal, IP route către 1.0.0.0 cu 2.5.5.0.0. Next hop IP address, hai să-l vedem, de la routerul 2 via 3.0.0.1. Către 1 și către 2. Foarte bine. Ambele sunt accesibile sau... Da, aș putea să zic așa. Ambele sunt accesibile via 3.0.0.1. Acum verificăm în tabela de rutare dacă au apărut show IP route. Care era pericolul? Eu să interpretez greșit acest IP. Da? Și de exemplu să zic că 5.0.0.1 sau eu mai știu ce IP. Sau 2.0.0.2. Cum că aș fi putut să zic că via 2.0.0.2 este accesibilă, nu știu, rețeaua 1.0.0.1. Ei bine, 2-ul nu ar fi fost în tabela de rutare și dacă nu era în tabela de rutare, nu aveam cum să rutez via un IP din 2. Da? Repet, acest IP de aici trebuie să fie următorul, fix următorul de la mine. Fix următorul. Merg pe fir așa și mă uit care este următorul IP adres. Pun degetul pe el, îl citesc și pe ăla trec. Hai să vedem acum ce capturi relevante ar trebui să fac eu și ce prin screen-uri, ce să încercuiesc, la ce parametri să mă uit când fac ping de la un calculator din interiorul rețelei din stânga către serverul din dreapta. Asta era a doua cerință în temă la partea de IP versiunea 4. Ping la 4.0.0.2. Vedeți că se generează mesajul ICMP. Nu s-a generat și mesajul ARP. Hai să-i dau back și reset simulation, pentru că pe mine mă interesează și mesajele ARP. Da? I-am dat Ctrl-C, ARP spațiu minus D, ok, și iarăși un reset simulation. Și acum hai să o iau de la capăt. Facem ARP minus D, facem, nu știu, resetarea aceasta a simulării, le facem. Bineînțeles, nu sunt chestii extrem de avansate sau ceva de genul acesta. Pe mine mă interesează foarte mult cum calculatorul meu PC1 înțelege ce MAC adresă să pună la MAC adresă destinație atunci când comunică cu un device, atât în interiorul rețelei cât și în afara rețelei. În interiorul rețelei mi s-au trimis acele mesaje ARP. Între timp PC1 aflase sau învățase cumva MAC adresul routerului. Dar eu vreau să replic și acea părticică de laborator. Vreau să văd încă o dată cum că el, da, vrea să învețe prin intermediul mesajului ARP MAC adresul routerului. Hai să vedem. Așadar, se generează ICMP-ul. ICMP-ul rămâne buffered ca mai devreme pentru că nu se știe MAC adresul aici la layer 2. Cui? MAC adresul cui?
MAC adresul default gate-ului, vedeți? De ce? Pentru că el vede că 4002 nu este în același subnet. Citiți voi toate chestiile astea, faceți prin screen și încercuiți, da? Mai departe, se face ARP request, opa, pentru 1001, adică se vrea aflarea MAC adresului lui 1001. În fine, ARP-ul își găsește reply, primește reply și ICMP-ul poate să fie trimis. Ei bine, ICMP-ul, mesajul acesta ICMP pleacă la 4002 de la 1003 de la source address către destination address și pot să văd că MAC adresul acesta destinație este al interfeței routerului. Uite, pun puțin așa pe router mouse-ul și văd că 00400B788201 este pe router. Acum, switch-ul ia decizie de forwardare la layer 2, vedeți? Routerul va lua decizie de rutare la layer 3, dar până la layer 3 ajunge la layer 2 și trebuie să se vadă la destinatar acolo, pentru că dacă el nu se vede că este destinatar de layer 2, nu acceptă frame-ul și nu-l va decapsula și nu-l va trimite mai sus. Citiți absolut tot ce scrie aici. Nu vă mai citesc eu, dar citiți absolut tot. La rutarea de pe interfață pe alta, IP, address, sursă, destinație nu se modifică, dar uitați-vă la MAC adresul că se modifică. Acest MAC adres de aici, destinație 00409A44EB01, va fi a routerului 1 pe gigabit 0.0. Uitați. Da? De ce? Pentru că acela este MAC adresul dispozitivului destinație la nivelul acestei rețele. Da? Bun. Aici nu se știe MAC adresul următorului și se vrea aflarea lui. Toate lucrurile pe care eu vi le-am arătat și acum vi le-am arătat că sunt importante, ar trebui să le pozați, să le faceți print screen și să faceți cumva, nu știu, poate vi le printați, poate vi le puneți într-un folder. Oricum, ar trebui să vă amintiți de ele și să le învățați, să învățați foarte bine explicația de ce se întâmplă așa și nu altfel. Pentru că, repet, reprezintă bazele rețelistice, bazele cunoașterii de către voi a felului cum funcționează rețelele. Urmează IPv6.